Salutare la toți! Azi, nu știu, așa, m-am trezit la vreo ora 9 și am fost în oraș la cumpărături. Așa cum suntem, pot spun că în vacanță, copiii fac online lecțiile. Noi nu reușim să intrăm online, poate mâine. Profesoarea ne transmite ce avem de făcut, că e un haos online. La finisare, după ce finisăm lecțiile, fișele care ni le-a dat, le transmitem pe Viber poze cum ne-am descurcat. Și e foarte bine, eu cred că e mai super. Să fim în doi decât mulți și nu se înțelege nimic. Am fost în oraș pentru ca să iau produse, că a venit timpul să fac și biscuiții de Crăciun. Vreau să fac acești biscuiți, că mie îmi place când vin sărbătorile de iarnă și miroase a biscuiți în casă. Și vreau până la Crăciun să-i reușesc să-i fac. Pentru că o să mă mai duc la un cumătru, doi poate, ne vom întâlni cu cineva și în Grecia, ca tare așa se duce la cumătri, cu biscuiți făcuți de cumătri. La noi nu se face, nu se dau biscuiți, nu se duc farfurii, dar o să vă explic cam cum grecii pleacă la cumătri. Ei, așa, pe un platou, venit și Alex. Alex, astăzi ce facem? Da, astăzi noi ne-am programat o zi cam încărcată. Da, să fie niște videouri interesante. Nu spune, e un secret, bine? Eu vreau să reușesc să fac și biscuiții, să și filmăm și sper să reușesc că... Cam e deja 12, dar până de seară este foarte mult. Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la magazin. Așa cum am plecat dimineață, au rămas copiii fără micul dejun, încă dormeau. Și le-am luat la care plăcinte, la care cremvușcă în aluat și am luat și niște covrigei. Alex nu mai te-a păpat și a finisat ceaiul cu o cremvușcă în aluat și ce bea acum, chefir? Lui Alex foarte mult, îi plac lactatele. Toate lactatele îi plac. Laptele, chefirul, da? Ce-ți mai place? Am suc. Suc? Ăsta nu-s lactate. Na, poftim. Ține bine. Bine? Mulțumesc. Încetișor, da? Să nu dai pe jos. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Ca întotdeauna, castraveți. Da, niște biscuiți. Nu-i biscuiți, e zahăr în pudră. Zahăr și poți pui la biscuiți? Da, la biscuiți, la ce vrei, la clătite, la ce vrei. Stai, mama, să arăt aici ce am cumpărat. Așa, am cumpărat zahăr, așa cum știți, o să fac biscuiții și la biscuiți merge zahăr. Așa, am rămas fără lapte aseară. Nu știu cum s-a întâmplat că am rămas fără lapte. Aici este foița cu care am plecat la magazin. Pastă de tomat. Da, pastă de tomat. Mai departe avem făină. Totuși am hotărât să fac biscuiți în formă așa de floricele. Nu știu, nu o să le fac așa de mari. Cred că ori a doua formiță, ori a treia. O să văd. Zahăr pentru... Nu, ce scrie aici? Praf. Da? De copt. Praf de copt. Vezi? Așa, praf de copt. Mai departe, mai cumpărat, mama. Da, zahăr pudră, să avem nevoie. Asta... Să pun lichid, că știți ce ați făcut voi cu să pun în lichid al nostru? Știți ce au făcut? Au pus apă în dozatorile astea de... Dozatoarele astea de săpun, le-au mestecat. Uh-huh. Ce ați făcut voi? Și când apeși, iese apă mai mult, nu iese lichid. Nu mai puneți apă. Cine a făcut? Tu sau Ariana? Ariana a putut să deschidă dozatorul? Nu? Dar cine l-a deschis? Domnul Alexandru? Nu. Da, uitați-vă la el. Ei au făcut, mi-au ajutat. Mama, mai departe avem zahăr sau Corect. Sare. Zahăr, ce scrie pe el? Zahăr. Hai, pune-l acolo. Opa! Așa, zahăr. Mai departe avem de-asta... Citești. Cacao. Nu, citește. Scorțișoară. Scorțișoară. Asta este scorțișoară, e un fel de condiment. Adică, iar avem praf de copt. Praf de copt. Da. Hai, mai repijor, mai repijor. Avem unt. Unt, da, acesta noi îl mâncăm la micul dejun. Mai avem, da. Mai avem unt, dar știi de ce? De ce? Pentru că
Noi des terminăm untul. Da, la noi se finisează untul, dar mama o să gătească azi biscuiții și am să fac cu așa unt, am luat și așa, mai avem. Dar acesta îl mâncăm pe pâine, acesta îi place foarte mult lui Sergiu. Nu-i salam, e cașcaval, guda, noi doar guda mâncăm, cașcaval filiat. Portocale avem nevoie la biscuit și suc de portocale. Praf de copt. Pentru că mama de scoace și avem nevoie. Mie îmi place să am în casă de toate cele. Mai avem săpun lichid. Săpun lichid pentru căpșuni. Nu pentru, din căpșuni. Mie îmi plac astea două și din mango îmi plac. Gel. Un gel pentru tata. Da, pentru tata i s-a finisat gelul de duș. Și nu știu, o să-i plac. I-am dus și-l întreabă, îi place? Da, încerc să nu te vadă, Reana, și să-l... Gata? Și gata, cam atât. Aici avem unturică. Asta e de la bunica. Untură curată de porc. O să avem nevoie la biscuiți. Mă ating că am mai făcut eu anul trecut biscuiții aceștia, care sunt cu pudră și cu migdale. Mama, da, da. Eu plăcut foarte. Pune-l la baie, te rog. Da. Du-și acestea la baie. Acesta. Bine. Du-le la baie, bine? Da, bine. Și aceasta tot du-l la baie pe urmă, să vii și ai să o iei. Și am să mai fac, cred că încă un fel de biscuiți care nu v-am arătat, dar nu știu dacă o să reușesc. Dacă nu reușesc, vă promit în video următor că o să fac celelalte, care se fac cu sirop și cu mancă. Nu știu cum se spune în limba română, dar noi spunem mancă. Vreau să citesc dacă am undeva, griș, din griș, da, mi-am adus aminte, din griș, biscuiți cu portocal, cu miros de porc, cu miere. Sincer să vă spun, când le-am gustat pentru prima oară, nu mi-au părut ca o griș și sunt foarte gustoase, este un dulce tradițional. Nu știu dacă în alte țări se mai fac așa dulciuri, acestea sunt tradiționale grecești. Așa cum v-am spus, eu le iubesc foarte mult și mă stăruiesc să le gătesc fiecare an de sărbătorile de iarnă. Migdalele o să le pun în rolă, ele sunt crude. Merg, aici am jumate de kilogram de migdale, așa era punga, dar avem nevoie de 250 de grame, jumate de kilogram de untură, jumate de unt, aici e scris în greacă. Mama ne-a scris. Așa, jumătate de kilogram de untură, jumătate de kilogram de unt, un jumătate de pahar de zahăr, jumătate de pahar de lapte, un gălbănuș de ou, un pachet de baking powder, asta este praf de copt, dar eu o spun 3 că la noi aici sunt micuți, acolo sunt mai mult gramaj, 2 kg de făină, 250 de grame de migdale, cum v-am spus, și 2 pachete de zahăr praf, pudră și eu praf. Eu am luat, ați văzut, 3 cutiuțe de cele și aici deja cum este procedura, cum se face. Ca să nu pierd din timp, untul trebuie puțin să fie mai moale, o să mă ocup de a doilea fel de biscuiți. Aici am pus 2 pahare de apă, apă plată. Pe urmă avem nevoie de un pahar de zahăr. Facem siropul pentru că el trebuie să se răcească bine, să fie rece. Punem așa un pahar de zahăr, punem jumătate de portocală și puțin scorțișoară. Dacă aveți bețișoare, puneți. Dacă nu, eu am pus așa puțin praf, ca tare mai bine să punem bețișoare. Eu nu am, n-am găsit. 5-7 minute va fierbe, pe urmă o să adaug și un pahar de miere. Mă duc să pun migdalele. Pentru biscuiții ăștia cu sirop, așa să-i numim, o să am nevoie de coarjă de portocală dată răzată, dată prin răzătoare, vreo 3 linguri mari, așa că cred că o să rad acestea 3. Aici a apărut un ajutor de salut, Ariana. Salut! Ce faci? Mi se curiesc asta. Acestea sunt formițele pentru biscuiți, dar Ariana se joacă cu ele, da? Da. Colorăm. Dați să vă arăt și migdalele. Ele nu vor foarte mult. Eu le-am ținut vreo 10 minute. Cu biscuiții cei cu sirop. După ce am clocotit apa cu zahărul,
lăsăm deoparte, am pus și un pahar de miere de albin. Îl lăsăm deoparte să se răcească. De ce avem nevoie noi pentru biscuiții cu sirop? Aici am pus un pahar de ulei de măsline și un pahar de ulei de floarea soarelui. Pe urmă, punem aici vreo 200 de ml de suc de portocală proaspăt, stors, cu o linguriță de sodă de mâncare. Așa. O să iau așa și o să mestec toate ingredientele lichide. Da, ca așa. O să pun, cred că aici, că nu pot altfel. Așa. Vreau asta. Da, bine. Așa, mai departe. Avem nevoie de două linguriți de praf de copt, două linguriți micuțe. Așa. Una. Stați că aici praf de copt merge la 500 de grame de... Așa. Două linguriți de praf de copt am pus. Mai wow! Departe. Aici am rețeta. 100 de ml de whisky, coniac, adică băutură de asta tare. Oh no. Mama mai poate face de astea, da? Dați mai bine pun pe masă. Ia-te, mama, cu ce? Nu-i nimic. Vreo 100 de grame punem. Aliana cu roz. 100 de grame. Wow! Așa, punem 100 de grame de... De whisky. Cam așa. Așa. Mai departe. Acum întâi rog. Jumătate de pahar de zahăr. Unde e zahărul la mine? Așa, pahar, pahar. Aliana, nu zahăr. Nu zahăr, nu? Jumătate. Mai întâmplă. Jumătate de pahar de zahăr. Numai la mami se întâmplă, da? 4 linguri de coarjă de portocală. Linguri. Am nevoie de linguri. Așa. 1, 2, 3, 4. Toate lichidele le amestecăm foarte bine. Jumătate de kilogram de griș. Griș, da. Griș mărunt. Așa. Așa. Și 1 kg de făină. Nu amestecăm foarte mult pentru să nu iasă uleiul. Și putem să facem și așa un fel de... Prima tava de biscuiți este gata. Cam s-au crăpat ei, dar sper să fie ok. Și acum sunt fierbinți așa. Mi s-au primit 2 tăvi. Iată așa, îi siropăm. Cum s-ar zice, da. Îi siropăm, ei trebuie să-și iei din siropul lor cât e nevoie. Acum mă lămuresc cu bucătăria cât se coc acelelalte. Le las astea să mai stea așa în sirop. Aranjăm frumos biscuiții noștri. Nu punem nimic, doar nucă. Cei care au mușit mănâncă. Și mâncați voi așa, fasulele sunt gata, cu pânică. Da. Care cu harbuz, care cu murături, da? Uh-huh. Alex, și nu l-ați pus mult la muncă, că nu-i foame, mănâncă croissant cu... Uh-huh. Voi mai mult ați muncit, înseamnă da. Că, da? Nici Ariana nu vrea să mănânci, când a stat acolo și a făcut biscuiți cu mine, gustat, e, ba, o bucățică, de ce, și de asta nu-i foame. El și covrigi mănâncă și croissant. Mâncare nu vrei fasulele? Mai încolo. Cum îți par biscuiți, ai să mănânci? Deci gata. Acum sunt gata, aceștia sunt gata. Fasulele ne-au rămas nici lui Alex și pe de seară puțin. Încă nu m-am lămurit la bucătărie. Vreau să finisez cu biscuiții primii, ca să nu curc ițelii. Eu vreau să-i gust. Gust, mamă. Ia unul și gust. Ca să nu încurc tot și rețetele și tot. Nucă. Îți place? Ce simți tu? Nu, portocală. Sunt portocală. Da. Da? Portocală. Aia deasupra e miez de nuc. Miere. Eu nu simt nucă, dar portocală și... Da? Gustos? Da. Și
coajă de la portocale. A doilea bol este gata, adică atât mi s-a primit din porția cea care v-am arătat-o și acum începem să facem biscuiții cu migdale și zahăr pudră. 400 de grame am spun de untură, untură curată de porc. Haide. Aici avem untul. 200 și încă 200. Deci 600. Aluatul se primește fără micios. Punem în mixer. Se zbată vreo 10 minute. Aici am pus jumătate de pahar de lapte și jumătate de pahar de zahăr. Am pus zahăr pudră, că e mai ușor să se dizolve. Puțin câte puțin o să pun laptele cu zahăr. Nu totodată, așa, treptat. Aici este gata. Aici am 1 kg de făină cu 2 pachetele de praf de cop. La această rețetă merge 2 kg de făină, așa că punem 1 kg acum. Untul zbătut. Rena acolo face forme. Hai, fă din nou, încă, fă bine, fă fulturașul mai bine, bine? Foarte frumos. Aici m-am apucat să tai și migdalele, cam așa. Punem migdalele. Am pus migdalele și cam așa trebuie să se primească aluatul. Și uitați-vă, aici am făcut niște formițe frumoase. Uite, Rena mă ajută, bravo! Dar mai lati, să nu fie așa, mai așa, bine? Acuș mami o să te învețe, bine? Rena pe mine foarte mult astăzi mă ajută, este foarte bravo, da? Super, am mai multe formițe aici. Și ultima procedură este, le-am scos din cuptor, le lăsăm să se răcească, nu definitiv, să fie călduță și le muiem în zahăr pudră. Dacă o să fie fierbinți, o să transpire și o să ude biscuiții, așa că avem răbdare. Dacă veți încerca să faceți voi acești biscuiți, adică cei cu sirop și cu pudră, scriți în comentarii cum vi s-au primit și dacă aveți ceva nelămuriri, eu vă voi răspunde. Eu vă las, pa, pa!